Bună dimineața, suflete frumoase! Bună dimineața, viață! Bine ne regăsim la mesajul zilnic venit din infinit și la citirea energetică pentru această zi, pentru că și astăzi vom face o citire energetică. Astăzi avem un mesaj foarte profund și anume manifestarea miracolului prin vibrația Arhanghelului Orion, care este un arhanghel al noului pământ, al noii ere de aur, care a început să se nască din 2012, din decembrie, să se nască în materie, pentru că în subtil era de mult plămădită. Și alături de noi este acest arhanghel și nu numai, vin foarte multe ființe de lumină eterice cu vibrații înalte ale unor universuri infinite de dimensiune înaltă care să susțină Pământul. Sunt noi arhanghelii ai planetei Pământ și vom mai folosi astăzi un oracol pentru citirea noastră, cu noi, Arhanghelii ai Noului Pământ, să vedem ce mesaje primim. Dar înainte să începem să discutăm despre vibrația acestui mesaj, vă reamintesc că găsiți acest mesaj complet pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu, și pe canalul meu de YouTube, Gabriela Camelia Popescu, veți găsi și citirea energetică pe care o realizez pentru această zi. Haideți să vorbim despre acest mesaj. Drag suflet, astăzi ți se vorbește despre miracole, pentru că alături de noi este Arhanghelul Orion, un arhanghel al noului pământ, al noii ere de aur, ce readuce din nou prin manifestarea conștiinței sacre a unicului, conștiința cristică în structurile noastre, integrându-se de ceva timp. Este vorba despre bucurie, este vorba despre celebrare, este vorba despre a fi în prezență, pentru că noul pământ este de fapt o stare. Aceste dimensiuni de vibrație înaltă sunt de fapt aici cu noi în aceeași moment, doar printr-o singură respirație de ființare conștientă, de prezență deplină și de puritate, noi putem să accesăm noul pământ, pentru că atunci cad vălurile și putem să vedem infinitul și nevăzutul. Separarea care se creează față de noul pământ este iluzia egoului care ne angrenează în vibrații joase. Dar astăzi este despre miracole. Acest arhanghel este trimis să susțină planeta Pământ și umanitatea în această perioadă de schimbare, de tranziție și nu numai el. Sunt foarte multe ființe eterice și întrupate și neîntrupate care vin să susțină această schimbare. Energia acestui arhanghel se conectează la energia miracolului vieții și ni se reamintește că suntem un întreg, în manifestat și nemanifestat, cu fiecare atom din toate universurile existente. Nu există separare. Noi suntem cerurile, noi suntem pământul, noi suntem fiecare stea de pe acest cer, noi suntem fiecare planetă, noi suntem fiecare fir de iarbă, fiecare copac, fiecare picătură de rouă, noi suntem strălucirea soarelui, noi suntem înflorirea florilor, noi suntem totul, zâmbetul de copil, înțelepciunea străbunilor noștri, suntem totul. Și mi se reamintește acest lucru în fiecare zi, pentru că suntem ghidați să primim prin inimă această susținere a cerurilor și să binecuvântăm tot ceea ce vine în viața noastră și să vedem miracolele. Îngerii sunt mai aproape de noi ca niciodată, cum am spus, și întrupați și neîntrupați, și este important să le dăm voie să facă parte din călătoria noastră, pentru că sunt ajutoarele susținătoare ale cerului pentru a ne desăvârși, a ne ajuta în lucrarea de desăvârșire pe noi aici, pe Pământ. Manifestarea miracolelor este un dar firesc, drag suflet, în existența noastră, de care noi ne-am îndepărtat foarte mult de sursa vieții prin separare, prin credințe limitative care ne-au îndoctrinat și care ne-au făcut să credem că miracolele sunt
aproape imposibil de atins sau doar că sunt pentru anumite suflete care sunt binecuvântate. Nu, miracolul este aici și acum pentru oricare dintre noi. Este un mod de a fi, dar miracolul este în percepția fiecărui dintre noi. Ceea ce poate fi un miracol pentru o anumită ființă care este trezită și care aude vocea Universului și a Infinitului prin inimă, prin intuiția sa superioară, poate să însemne absolut nimic pentru un om care trăiește în materie, atașat și care slujește acestui pământ prin posesie, prin ego. Ei bine, drag suflet, acum, astăzi, aici, pentru tine, este timpul renașterii și înființării prin noua conștiință a iubirii ce reprezintă o singură ființă comună, unică. Și acesta este unul dintre cele mai mari miracole care poate fi experimentat de ființa umană, să trăiască pe deplinitate, unicitatea și unitatea. În acest moment, ființele de lumină te susțin prin instrumente de lumină, armonizându-ți gândurile pentru ca tu să poți să manifesti plenar energia noului pământ și energia miracolului, pentru că ești o ființă divină, magică, iar în tine Creatorul a pus puterea sa pentru ca tu să-ți creezi viața exact așa cum ți-o dorești. Și ți se spune că viața pe care ți-o dorești este deja creată și este înfloritoare deja în infinit, este doar la un pas de tine ca să o manifesti în materie. Pentru că ai în tine energia infinită a universurilor de iubire, permite să-ți manifesti binecuvântele în viața ta, pentru că totul depinde doar de tine. Ai susținerea infinitului, dar este necesar să spui da. Să spui da într-un mod armonios vieții și să lucrezi cu acești arhangheli. Și astăzi vom folosi oracolul noilor arhangheli. Sunt foarte multe entități de lumină. Haideți să vedem cum se poate înfăptui astăzi prin energia acestor arhangheli, prin susținerea lor, miracolul în viața noastră. Arhanghelul Jerzisa. Iată, este o arhangheliță, arhangheliță Jerzisa, care își revarsă binecuvântările asupra planetei Pământ. Aici este Stonehenge, în Anglia, acel loc sacru, care este, la fel ca și Muntele Sinai, unul dintre cele mai mari portaluri de energie. Și ea vine să-ți spună, drag suflet, să creezi o fundație puternică, spirituală, aici, pe Pământ. Pentru că miracolul în viața ta se produce prin a crea o bază spirituală puternică, care să meargă mână în mână cu umanul. Și cum poți aduce tu prin uman această bază puternică? Prin credința ta necondiționată în Univers, prin iubirea ta necondiționată, prin înțelepciunea ființei tale. Toate aceste instrumente de lumină te duc să fii în serviciul planetei, pentru că nu ai venit aici doar pentru tine, ci ai venit să fii o contribuție valoroasă pentru această planetă minunată, pentru că aportul tău contează și este important. Tu ești o sămânță vie a infinitului aici pe Pământ. Și printr-o bază spirituală sănătoasă, tu poți să germinezi, poți să încolțești, să crești și să dai roade bogate pământului. Deci, atât poți să atingi miracolul printr-o bază spirituală și fiind în serviciul planetei, fiind în serviciul vieții. Foarte frumos! Și haideți să vedem un instrument de lumină prin care noi putem să atingem miracolul. Astăzi, acum și aici, pentru cine vede acest mesaj, avem arhanghelița Aurora, se pare că avem foarte multă energie feminină. Da.
care ne vorbește acum, instrumentul de lumină, este să ne dăm voie să strălucim. Ea este învăluită de soarele de iubire, de conștiința cristică, să ne dăm voie să ne manifestăm strălucirea sufletului nostru, lumina sufletului nostru. Deci, iată un instrument de a crea miracolul în viața noastră. Dacă noi ne dăm voie să ne manifestăm prin suflet și nu prin ego, viața noastră se va schimba. Și această carte anunță un nou început, un nou început al vieții noastre. Iată că miracolul vine în viața noastră cu o schimbare, cu o schimbare radicală care ne va aduce bucurie, ne va aduce renaștere, pentru că permitem ca lumina sufletului nostru să strălucească în infinit și să fie văzută de cele mai înalte și să fie percepută, bineînțeles, de semenii noștri aici pe pământ. Și dându-ne voie să strălucim, ne conectăm la soarele de iubire, la conștiința cristică, care se integrează de câțiva ani în structurile noastre, restructurând și ADN-ul nostru, creând noul om al noului pământ. Foarte frumos, deci o vibrație foarte înaltă. Eu am și început să fac citiri energetice personalizate, realizarea sinelui cu vibrația acestui oracol și mesajele sunt sublime. Și haide să vedem ce binecuvântare primim noi de la miracole în viața noastră în această zi. Ce arhanghel avem? Deci, fantastic, tot energie feminină, arhanghelul Cristine. Mi se face pielea de găină. Mi se spune să acceptăm în structurile noastre lumina conștiinței cristice. Deci sunt emoționat foarte frumos. Pentru că noul pământ este despre conștiința cristică. Deci, la suflet, această carte spune să primești lumina conștiinței cristice în structurile tale prin acte de compasiune, de înțelepciune, de a fi în binele vieții, în susținerea acestei planete, de a fi în susținerea vieții prin a onora pe semenii tăi și, bineînțeles, și propria ta ființă, de a te manifesta prin compasiune și prin înțelepciunea inimitală. Dă-ți voie să manifesti conștiința cristică. Deci, iată ce mesaje frumoase, bazele miracolelor pentru noi, să ne punem o bază spirituală, da, prin Arhanghelița Gersisa, care ne spune că baza spirituală ne conduce către miracol și apoi să susținem planeta Pământ, este un instrument de lumină. Vine Arhanghelița Aurora, care spune să-ți dai voie să strălucești prin lumina sufletului tău, ca să fii văzut în infinit și perceput de frații și surorile tale și să strălucești în viața ta pentru a primi un nou început. Și iată vine Arhanghelița Cristin, care îți spune să-ți dai voie să manifesti lumina conștiinței cristice prin compasiune, prin taină inimitate. Super, super! Și haideți să vedem și un mesaj suplimentar de la oracolul fazelor lunare. Da? Astăzi am zis să folosim oracole deosebite pentru citirea noastră, să vedem esența miracolului pentru noi. Astăzi trebuie să venim. Este luna în primul pătrar și iată, ți se spune că ești testat, ți este pus la încercare angajamentul tău față de întreg, față de viață, față de anumite situații din viața ta. Deci, energia miracolului vine travestită, să știi că ești testat. Dar dacă treci acest test și înțelegi că în spate este divinitatea și că este doar un test, vezi cum acționezi, nu cum reacționezi, da? Vei atinge miracolul pentru că iată vine luna în creștere care spune să respiri profund, da? Să respiri profund, fiind conectat la respirația ta întotdeauna, deci când faci această afirmație, eu o folosesc foarte des în meditațiile de la atelierul de mația, terapiile sufletului,
Când lucrăm pe sunetele sămânță, da, pentru că fiecare chakra are un sunet sămânță și pentru a activa acel centru energetic folosim sunetele sămânțe, folosesc această afirmație, eu sunt respirația mea. Spunând, eu sunt respirația mea, devii ceea ce ești, devii ceea ce ai fost și ceea ce voi deveni vreodată. Adică întregul, fără a mai te separa de iluzia timpului. Deci, dacă suflet, ți este pusă la încercare starea ta de angajament față de această lume, față de propria ta viață, da? Dar dacă tu ești atent, atentă la această provocare, prin prezență, a respira profund, lună în plină, în creștere, lună în creștere, vei avea succes, da? Te vei întâlni cu energia miracolului. Și haideți să vedem ultimul mesaj din această citire de la oracolului lui Dorin Virtut, cuvinte iubitoare de la Isus. Iată cum și căzut singur acest mesaj. Nu vreau să-l amestecăm. Fantastic! Isus, stând într-o stare de meditație, de introspecție, conectat cu universul său și cu toate universele de iubire, ne spune: dacă vei avea credință cât o boabă de muștar, vei spune muntelui, mută-te, iar muntele se va muta. Deci, iată esența pe care trebuie să o avem ca să se împlinească miracolele în viața noastră, este să cred, să avem credință. Să avem credință, în primul rând, în divinitatea din noi, în sublimul din noi, să avem credință că avem potențialul de a manifesta absolut tot ceea ce noi ne dorim. Bineînțeles, există o condiție aici. Ceea ce ne dorim noi să aibă intenția de a susține întregul și de a aduce bucurie. Și iată că credința ta va face muntele să se mute din loc dacă tu îi spui mute. O citire foarte frumoasă, dar suflete, haideți să ne bucurăm de această călăuzire și dacă simți că acest material poate împuternici și alte suflete, am să te rog să-l distribui tu acolo unde este nevoie. Dacă în caz că nu te-ai abonat la canalul meu și îți dorești să te întâlnești zilnic cu aceste mesaje, am să te rog să te abonezi acum. Și să amintesc că tu găsești chiar în descrierea acestui video toate detaliile despre citirile energetice pe care le realizezi, citiri energetice personalizate, care se creează pe baza numelui și pe baza datei de naștere. Îți mulțumesc pentru că suntem împreună, îți mulțumesc pentru miracolul care ești aici pe pământ și îți mulțumesc pentru frumusețea ta prin care tu faci din această lume o lume mai frumoasă.